O intersecție din Târgu Jiu a devenit intersecția groazei pentru șoferi, după ce în urmă cu doar câteva zile o mașină de poliție a fost răsturnată de un autoturism care nu a oprit la semnul stop. Seara trecută, un nou accident s-a produs în același loc și din aceleași motive. Deși impactul a fost violent, șoferii și pasagerii celor două autoturisme s-au ales cu leziuni ușoare, dar cu o sperietură zdravănă. Nu pleacă, mami, că se duc Nico acolo. Ca să monitorizăm și vedem cum vă luăm. Așa. Deocamdată nu pune probleme. Un șofer grăbit nu a respectat semnul stop dintr-o intersecție, fiind izbit în plin de un autoturism care circula regulamentar. Acesta a fost proiectat la câțiva metri de locul impactului în gardul unui localnic. Pasagerii spun că impactul a fost puternic, iar sperietura pe măsură. Ne spuneți și nouă cum s-a întâmplat, cum vă simțiți? V-ați speriat? Da, normal că sunt speriată. Cum s-a întâmplat? Mă rog, nu pot acum să vorbesc. Martorii susțin că șoferii circulă cu viteză în zona respectivă și nu respectă semnele rutiere. Mașina care a venit de aici, de noi, a acordat lor prioritate, s-a dus o în gardul ăla, mai lovit și acolo o mașinuță. Dar spuneți-mi, e al doilea accident care se întâmplă în decurs de 2-3 zile. Cum vă explicați? Din cauza că conducătorii auto nu cunosc decretul 328, relegea circulației. Aici conduc cu viteză? Cu viteză și aici și la intersecție trebuie să oprească. Chiar dacă nu e indicator, trebuie să acorde prioritate de dreapta. Sunt inconștienți. Foarte. Polițiștii au întocmit dosar penal pe numele șoferului vinovat. Un tânăr de 20 de ani din comuna Runcu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare, la intersecția cu strada General Dragalina, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 27 de ani din municipiul Târgu Jiu, intrând în coliziune cu acesta. Victimele implicate în accident, printre care și un minor, au fost transferate la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu. Din fericire, aceștia s-au ales doar cu leziuni ușoare.